elementele de forță trebuie menținute 2 secunde. Există un aparat care măsoară timpul de menținere a lor foarte bine pentru Höök. Ce combinații! Cât de greu e să ridici în acea planșă acolo, bine menținută, grupare frumoasă. După elementele Inelan oprește în această cruce perfect aliniată. Aici un pic picioarele căzute. Moment de respiro pentru el și își continuă exercițiul. Foarte bine oprit acest stânt, fără probleme. Concentrare pentru coborâre. Vincenz Höök. Exercițiu de medalie. Să vedem ce culoare pentru sportivul din Salzburg, antrenat de Peter Kudela. E la al 4-lea campionat european, a fost de 5 ori la campionatele mondiale, e în fața celei mai mari performanțe, conjunctura a făcut ca el, iată, să intre în lupta pentru medalii. Faptul că nu sunt celelalte țări, dar până la urmă este meritul lui. Are un exercițiu cu o dificultate foarte mare, poate că și în condiții normale prindea finala, mai greu la podium. Grecia prin Petrunia s-a dominat acest aparat începând cu 2015. Rușii au mai venit pe podium și un francez, Amir Ait Said. Marea Britanie, de asemenea, Italia au mai venit la medalii de-a lungul timpului. Și vorbeam de România, Dan Grecu, Mihai Borș, Levente Molnar și Valentin Pântea sunt cei care au câștigat medalii pentru tricolori. 14.800! Este al doilea! 6-1, dificultate cea mai mare, cel mai...